cu aproximativ 2 luni înainte de a ne părăsi, Rona Hartner a vorbit într-o emisiune televizată despre decizia ei de a-și lăsa întreaga avere fiicei sale. Această dezvăluire a venit la scurt timp după ce medicii i-au sugerat să se gândească la viitor și să-și facă testamentul. Rona Hartner, o prezență marcantă în lumea artistică, care a decedat la vârsta de 50 de ani, și-a exprimat voința clară în privința averii sale. În urma unei vizite la notar, făcută cu greutate, a decis să îi lase totul fiicei sale, Rita, o adolescentă de numai 15 ani. Artista a mărturisit într-o emisiune moderată de Cristi Brancu, difuzată pe Prima TV, cât de dificil a fost acest proces pentru ea. Timp de o lună, toți doctorii mă trimiteau doar la notar să-mi fac testamentul. Am fost cu copilul meu, care ieșise de la o școală de machiap, era fericită, câștigase o diplomă și știa că merge cu mine să-mi fac testamentul, să-i las totul. A fost groaznic pentru noi. A fost ca un fir peste o prăpastie, a fost îngrozitor, a povestit Rona Hartner. Detaliile exacte despre averea Ronei Hartner rămân necunoscute, mai ales că după divorțul de Herve Camiller, se pare că vedeta a rămas fără resurse financiare semnificative. Ea menționează că a reușit să economisească o sumă de bani pentru un anumit scop, însă nu oferă mai multe detalii în acest sens. Rita, fiica unică a Ronei Hartner, își urmează cu pasiune drumul în lumea artistică, concentrându-se pe arta machiajului. Rona Hartner, înțelegând pasiunea fiicei sale, a făcut tot posibilul să-i ofere acesteia cele mai bune oportunități de dezvoltare profesională. La doar 18 ani, Rita va moșteni nu numai averea mamei sale, ci și o diplomă în machiap, recunoscută la nivel european, un atu semnificativ pentru o carieră internațională. În plus, Rita este și o pasionată de desen, talent care îi completează și îmbogățește abilitățile artistice. Rona Hartner a povestit cu mândrie despre progresul fiicei sale în domeniul machiajului. I s-a propus un stagiu de 7 zile, să facă toată baza de școală numărul 1, școală de machiap nivel 1. La 18 ani, diploma aia va fi europeană, chiar internațional valabilă. Deocamdată e doar diplomă de participant, dar a terminat cu nivel excelent, pentru că într-adevăr s-a implicat enorm. Fiecare machiaj pe care l-a realizat a durat 6 ore. Deci a făcut 7 machiaje profesioniste, de la machiaj natural până la machiaj de modă, apoi machiaj de nuntă. Acum, imaginează-ți că în Franța au sunat-o deja cliente care vor să le machieze, a relatat artista. Această dezvoltare profesională remarcabilă a Ritei vine în contextul unui interes profund pentru tot ce înseamnă arta machiajului și designul vizual, aspecte care îi conturează deja un viitor promițător în această industrie. Interesul Ritei pentru lumea artistică nu se oprește la machiaj și desen. Aceasta și-a extins creativitatea și în alte domenii, cum ar fi designul de modă. Rona Hartner a împărtășit cu entuziasm cum fiica s-a început să-și exprime talentul și în această sferă. Acum a creat un t-shirt al ei. Face t-shirt-uri din astea pentru rockeri. În tot ce e legat de artă e foarte implicată, a declarat Rona Hartner pentru Fanatic. Această inițiativă a Ritei de a crea tricouri cu tematică rock reprezintă un alt pas în explorarea ei artistică, demonstrând capacitatea sa de a se adapta și de a se exprima prin diferite forme de artă. Talentele sale în desen și machiaj îi permit să abordeze designul de modă cu o perspectivă unică, combinând elemente vizuale cu influențe muzicale pentru a crea piese vestimentare originale și expresive. Această diversitate în domeniile de interes artistic ale Ritei sugerează un viitor plin de posibilități în lumea artei și designului.